Noi declarații năucitoare din partea edilului reales în funcție Cătălin Cherecheș la ieșirea din sala de judecată a Curții de Apel Cluj, tot după un răspuns nefavorabil pentru acesta. De această dată, subiectul a vizat depunerea jurământului. Credeți că veți scăpa de data asta? Câștigați și capitala culturală, domnul. Dar de ce la catedrală? De ce la catedrală? De ce la catedrală să vă depune jurământul? Pentru că în fața lui Dumnezeu și apoi mărenilor se depune. Dar unde veți face această solicitare? Am făcut-o deja. La penitenciar și? Nu, am făcut-o la episcop, că e mai important decât penitenciar. Pe bune? Da. Domnul Cherecheș, câștigați și capitala culturală, dacă toți sunteți pe val. Câștig absolut tot timpul și tot ce a distrus de leamă. Sunteți nemulțumit de condițiile din închisoare? Nu, sunt chiar foarte bune. Chiar că sunt mai bune pentru unii care nu au condițiile astea acasă. Le-ați contestat? Și ne oprim aici. Am contestat măsura arestului. Ne oprim aici. Mergeți și la CEDO? La CEDO? Am făcut deja la CEDO. De ce? Contestație pentru arestul preventiv. Într-o măsură abuzivă arestului preventiv. Cătălin Cherecheș a fost arestat preventiv pentru luare de mită în formă continuată de Tribunalul Cluj la sfârșitul lunii aprilie. Arestul preventiv al acestuia a fost prelungit în 24 mai. Cherecheș și avocații lui au făcut mai multe cereri care au vizat înlocuirea măsurii arestului preventiv, însă instanța Tribunalului Maramureș și cea a Curții de Apel Cluj le-au respins. În prezent, Cătălin Cherecheș se află în arest preventiv la penitenciarul Gherla.